Și în această săptămână, pe șantierul Centurii de Mișoara Sud, circa 430 de persoane, inclusiv muncitori și personal auxiliar, au continuat lucrările la drum. Aceștia au efectuat săpături, umpluturi, șanțuri, rigole, fundații, precum și așternere mixturi asfaltice. De asemenea, muncitorii au lucrat și la pasajele de pe traseu. Totodată se lucrează la montarea de panouri fonoabsorbante în zona Moșnița Nouă-Ghiroda și la amenajarea intersecțiilor din zonele Fraidor, Furseni și Ghiroda.